Eu personal mă simt foarte bine să fiu în semifinală, nu mă așteptam să ajung până aici, dar mă bucur foarte mult și mă bucur că am ocazia să lucrez cu Bogdan. Sunt foarte onorat să fiu în semifinala Vocea României. După cum spunea și spunea, nici eu nu mă așteptam să ajung până aici. Ne-am dorit amândoi foarte mult să ajungem, dar având în vedere că au fost concurenți foarte buni, nu ne așteptam nici nu să ajungem până aici și chiar mulțumim celor care ne-au votat. Din punct de vedere profesional, am învățat foarte multe, m-am dezvoltat foarte mult și pot să spun că e o experiență pe care nu poate să aibă toată lumea și nu poți să înveți chestiile astea de oriunde. După prima apariție la Vocea României, am început să evoluez. Lucrând cu Irina și cu echipa, am început să învăț să fiu cu adevărat un artist. Pe lângă toate tehnicile vocale pe care le-am învățat de la Anișoara și de la Irina, am învățat și cum să fiu un artist pe scenă, cum să mă comport pe scenă cu adevărat, să transmit emoții, pe lângă tehnica vocală pe care trebuie să o arăt desăvârșit de fiecare dată. Faptul că o să cânt pentru prima oară pe scena de la Vocea României cu Irina mă relaxează gândul și parcă mă bucur într-un sens mult mai chill, să zic așa. Adică avem o armonie mult mai relaxantă când cântăm toți și având în vedere că suntem o echipă și stăm tot timpul împreună și repetăm tot timpul împreună, e mult mai ușor. Să cânti cu Irina pe scenă e ceva magic, adică pe lângă faptul că îți oferă o siguranță, ești mult mai stăpân pe text, ești mult mai stăpân pe emoții, în primul rând, nu știu. Faptul că e acolo și ea și Anișoara nouă ne oferă siguranța de la repetiții, în primul rând. Noi suntem și la fel și vineri vom fi ca la o repetiție, doar că va fi cu public și va fi filmată. Dar noi vom și va fi live. Da, și va fi live. Dar noi vom fi acolo cu două dintre cele mai frumoase persoane pe care le-am cunoscut în ultima perioadă și vom avea sufletul împăcat măcar. Da. Dan, părerea mea despre tine. Sincer, omule, m-ai învățat o groază de chestii. Și n-am crezut vreodată că o să-ți dau dreptate cu unele lucruri. Și uite că am ajuns să-ți dau dreptate. Ce poți aduce? Nu! Și ești un băiat foarte, foarte calm și foarte treabă și foarte finuț și foarte ușor de lucrat, you know? Prima oară când am văzut-o, am zis, mă, stai încă cu problemă, știi? Da, transmiți treaba asta la început, știi? Dar după când începi să o cunoști, vezi cât de caldă e. Și cât de... E un copil cu minte. Și pe lângă faptul că e un copil cu minte, e unul dintre cei mai talentați concurenți pe care i-am întâlnit eu la Vocea României. Și are potențial cât n-avem noi toți la un loc. Nu roșii acum. Deci termină, nu de rog. Nu roșii. No. Da, eu mulțumesc. Chiar îmi doresc pe viitor să lucrăm împreună. Chiar mi-aș dori. Ar fi una din persoanele pe care aș vrea să lucrez pe viitor. Vă rugăm, votați. Ce simțiți că va ajunge la inimă mai repede? Dar în principal votați Team Irina. Da, Team Irina. Exact. Indiferent cine ajunge mai departe, contează să... Echipa Cosmos. Exact. Aia contează, echipa Cosmos. Indiferent cu cine. Pentru că consider că amândoi suntem niște soliști buni și ține de asentimentul publicului să decidă cine ajunge cel mai mult la inimă. Deci votați! În primul rând, bucurați-vă de momente, bucurați-vă de muzică, bucurați-vă de show și votați Irina! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.